Puțin știu despre clădirea unică în România, care a fost construită de Arsenie Boca în perioada în care fiecare pas al său era urmărit cu atenție de informatori ai securității. Cei care o văd spun că seamănă cu un OZN, însă are de fapt o legătură strânsă cu dacii. În timpul vieții, Arsenie Boca a fost iubit și respectat de credincioși, dar hăituit de autoritățile regimului comunist. A fost arestat, ținut după gratii, urmărit de informatori ai securității la fiecare pas și în cele din urmă i s-a interzis să mai poarte veșmintele preoțești. A murit cu doar câteva zile înainte de declanșarea Revoluției din decembrie 1989. A fost îngropat la Mănăstirea Prislop în 4 decembrie 1989, în locuri în care slujise în anii 50. În ultimele decenii, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru români, în ciuda faptului că Mănăstirea Prislop este vizitată an de an de un număr uriaș de credincioși, puțin sunt cei care știu adevărul despre o construcție de acolo ce ar putea să pară la prima vedere bizară. Această clădire unică în România a fost construită de Arsenie Boca în perioada în care a slujit la Prislop. Cei care o văd spun că seamănă cu un OZN, dar este de fapt un saivan dacic, un adăpost de iarnă pentru animale, fiind folosit în general pentru oi sau vite. Pentru clădirea cu structură circulară, fostul stareț a folosit piatră și a acoperit-o cu un strat gros de stuf așezat pe bârne din lemn. Câteva mici ferestre permit luminii să intre în interiorul adăpostului ce respectă modelul dacic. Arsenie Boca a lucrat la saivan într-o perioadă în care era intens urmărit de agenți și informatori ai securității. Se bănuiește că ar fi fost folosit de stareț ca un loc de refugiu, în condițiile în care este izolat de celelalte anexe ale mănăstirii. De fapt, de pe poteca principală, clădirea nu poate fi văzută. Relatează playtech.ro.